Bun. Să trecem la politică. Recent v-ați lansat candidatura la un nou mandat de primar și ne-ați prezentat echipa de candidați PNL la Consiliul Local. Cu ce fel de oameni vă prezentați în fața cetățenilor? În mare parte oameni noi, oameni cunoscuți în comunitate și este echipa pe care eu mi-o asum. Repet, eu îmi asum această echipă. Echipa care am venit în fața cetățenilor și vă spuneam în mare parte oameni care nu au mai fost în administrația locală, vorbind de Consiliul Local. Ceea ce nu se întâmplă la alte partide, am observat, pentru că, na, Camarila trebuie să, Camarila, din păcate, în alte zone, în alte partide, trebuie să aibă prioritate și ceea ce nu, dacă vezi că cei 4 ani, 8 ani, 20 de ani de când sunt în Consiliul Local, nu au făcut nimic pentru comunitate, îi trebuie schimbați. Da? Și de aceea vă spuneam că mi-asum această echipă, o echipă frumoasă, mă bucur că am putut să, și mă bucur odată că am găsit această echipă și îmi pare rău că nu am putut să-i promovez pe toți, pentru că sunt foarte mulți oameni buni în Partidul Național Liberal, filiala Mangalia. Și, într-adevăr, mi-am depus candidatura pentru că este o ambiție a mea, pentru că, repet, în 2012 am venit cu un proiect în fața cetățenilor, vorbim de Mangalia, oraș european. Trebuie să continuăm acest proiect și sunt foarte multe proiecte în așteptare. Discutăm aici de modernizarea chiarțelor, următorul o să depunem piațeta din centrul orașului, nu avem un centru al orașului, nu identificăm, Mangalia nu are un centru și vom face o zonă foarte frumoasă, Casa de Cultură va fi reabilitată, cinematograful Pescăruș de asemenea, începem în două, trei, într-o lună, două, se va începe construcția la sala de sport de la școala numărul 2, deja am depus pentru școala numărul 3 sala de sport, discutăm de ANL-ul va construi pe credit ipotecar la Mangalia în jur de 20 de apartamente și 18 case, da, tot pe strada Oțuz, în apropierea parcului. Totodată vom face cu ANL-ul locuințe de serviciu, pentru că mi-am dorit foarte mult ca specialiștii să rămână în Mangalia, vorbim de toți funcționarii publici, vorbim de cei de care lucrează la armată, vorbim de cei care lucrează la administrația financiară, eu știu, tot ce înseamnă în funcții publice și totodată acum deja suntem în discuții destul de avansate cu cei de la Agenția Națională a Locuinței pentru 20 de apartamente în Mangalia. Vorbim de medicii din Mangalia, vor primi locuință, pentru că spitalul din Mangalia, dacă nu știați, astăzi este frecventat și de pacienții din Constanța. Dacă până în urmă cu ceva ani cetățenii Mangalia mergeau la spitalul din Constanța, astăzi mă bucură că au început să vină cetățenii în afara orașului, chiar din Constanța, să se trateze la Mangalia. Astăzi Mangalia, spitalul din Mangalia este dotat și va fi foarte bine, doar îmi doresc foarte mult că acest spital au nevoie turiștii care din Mangalia, cetățenii din Mangalia, precum și cetățenii localității limitrofe. Este foarte important acest spital și se va investi foarte mult și așa cum am dat o importanță spitalului în acești 4 ani de zile și în continuare spitalul va avea susținerea totală a administrației locale. Știți cum spune, să nu avem nevoie de medici dacă avem să-i găsim acolo și sunt medici foarte buni și vă spuneam că analizele acum 4 ani de zile cetățenii Mangalia mergeau la cum să-și facă analize, să-și facă un computer tomograf. Astăzi avem computer tomograf în Mangalia. Cetățenii, pensionarii, vârstnici se pot duce gratuit cu trimiterea de medicul de familie să-și facă un computer tomograf în Mangalia. Culmea, ne bucurăm în 2016 că trăim într-un oraș civilizat. Dar asta s-a întâmplat pentru că nu au fost acestea prioritățile fostelor administrații. Ei se interesau cum mai văd o pădure Comorova, cum mai dau o plajă, cum mai dau. Astea erau prioritățile. Dar cum mai pun o pasăruță și toamna nu mai avea și costa foarte mult. Cum mai dau o bidina pe borduri și pe copaci și spuneam, uite, Dumnezeu, cât de curat este în oraș? O bidina de vară vorbesc. Dar ne-am avut alte priorități și în 4 ani de zile până la ce pot să faci, mai mult sau în 3 ani jumate, sunt și eu un singur om, nu pot să mă mișc atât de mult cum mi-aș fi dorit. Dacă aș fi avut și susținerea Consiliul Local, credeți-mă că aș fi putut să fac foarte multe. Și cum credeți că va fi campania la Mangalia? Nu, cum este campania? Cum este campania la Mangalia? Una urâtă, tristă. Oricum, Partidul Național Liberal la Mangalia face o campanie frumoasă, pozitivă, pe proiecte. Da? Oamenii ne văd în stradă. Și, din păcate, adversarii noștri politici duc o campanie mizerabilă cu atacul sub centură. Chiar familia mi-a fost atacată și este trist. Este regretabil că se căzăm la acest lucru. Și stau și mă întreb de ce atâta dispută, pentru că la primul se muncește. Nu știu, își doresc atât de mult să vină să muncească. E o întrebare retorică la care ar trebui să ne gândim și poate să putem răspunde la un moment dat. Da? Deci e o bătaie, adică se bat oamenii să vină la muncă. Credeți-mă că 4 ani chiar am muncit și încă o dată, după 4 ani vreau să le mulțumesc și colegilor din primăria Mangalia și colegilor la Goldterm, pentru că sunt cei care au fundat jetul termic neîntreruptive 4 ani de zile și colegilor de ADVP și de la Social, Serviciul Social care administrează, vorbim de vârnicii Mangalii,
vorbim de clubul pensionar, vorbim aici de căminul pentru vârstnici. Foarte mari probleme erau acolo acum 4 ani de zile și lucrurile, să știți, că sunt armonizate și o echipă frumoasă în primăria Mangalia și trebuie să continuăm. Noi trebuie să continuăm pentru că avem foarte multe lucruri de spus, avem foarte multe proiecte în desfășurare, inclusiv acum ce ne dorim foarte mult, ca în toate zonele intravilane să aducem toate utilitățile. Este proiectul la care deja lucrăm, măsurăm, cadastrăm toate străzile. De ce vă spun acest lucru? Pentru că mi-ar fi fost mult mai ușor dacă, eu știu, în momentul când am venit la primăria Mangalia în 2012, aș fi găsit acte prin primărie, am fi găsit documente, nu am găsit, toate au fost, au plecat toate cu primarii. Și vă dau un singur exemplu, avem stradă Mangalia pe proprietate privată. Ca să vă dați seama ce zonă ne aflăm. Da? Avem stradă pe proprietate privată. De aceea, în momentul când venim cu utilități, vorbim, trebuie să încadastrăm străzile, să le să fie generoase, trebuie să creăm locuri de parcare, sunt foarte multe proiecte la care să punem în valoare toate stațiunile și vorbim de faleză, vorbim de spații verzi, vorbim de proiecte frumoase. Vorbim, repede, civilizație și vorbim de un alt proiect pe care sper într-o lună de zile să-l implementăm. Durează, a durat vreo 2-3 ani de zile pentru că am avut foarte multe opreli și foarte multe, inclusiv în partea Consiliului Local. Vorbim de monitorizarea video a orașului. Vorbim de peste 420 de camere, mangale și stațiuni. Ele vor fi montate pe stâlpii Enelului, pentru că nu sunt ai noștri. Inițial ne-am cerut o taxă pe stâlp lunară. Am fost la negocieri la București și până la urmă au acceptat. Dar trebuia să le dăm, auzi, domne bun, nu vă mai luăm taxa. Taxa era de 120 de lei pe stâlp, da? 120 de lei lunar. Deci taxa era lunară, 120 de lei pe stâlp, da? Și vorbim de 400 de camere. Vă dați seama, suma era exorbitantă pentru primăria municipiului Mangalia și mai pentru primăria Mangalia. Și am fost și am negociat cu cei din conducerea Enelului la București. N-au înțeles. Domne, nu vorbim de soare comercial, vorbim de primăria Mangalia și până la urmă am spus, domnule, noi vrem să mai montăm câteva transformatoare prima care dați-ne în terenul administrare, dar nu luați taxe și punem până transformatorul și vedem la schimb, să spunem, da, într-un parteneriat, stâlpii. Membrii Consiliului Local, în ultima ședință și este filmarea în acest sens, nu au votat. Și adică nu veți putea face acest... Deja ne implementăm, avem înțelegerea cu cei de la Enel, iar am devenit un partener serios, pentru că una am discutat la București cu cei de la Enel și alta s-a întâmplat în Mangalia, pentru că, repet, patrimoniul orașului este subordinea și Consiliul Local și dispun de acest patrimoniu. Dacă dumneavoastră nu își doresc, nu se întâmplă. Și nu și-au dorit. Nu au votat un partener cu Enelul să putem monta cât mai mult camere la vedere. Încă o dată, acești consilii locali, eu cred că trebuie să fie acuzați și eu am acuzat deja de subminarea economiei locale și chiar naționale, pentru că vorbim de 6 stațiuni turistice de interes național. Și până la urmă soluție veți găsi? Mai aveți timp să mergeți din nou? Da, noi lucrăm în paralel, pentru că într-o lună jumate sper să avem un consiliu local alături de cetățeni. Sunt convins că oamenii și-au dat seama unde sunt problemele.